Bună seara dragi prieteni, bine v-am regăsit la emisiunea Viața la Superlativ. În această seară vom încerca să evocăm figura unuia dintre cei mai străluciți savanți pe care pământul românesc i-a dăruit vreodată. Din cugetările lui aș vrea să vă spun câteva crâmpeie. Șarpele este periculos nu pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde ca să muște. Sau, răzbunându-te, te, te face egal cu adversarul iertându-l, ești mai presus decât el. Câinii care latră cred că trăsura nu are alt motiv să meargă înainte decât frica de dânși. Îi se pare fugă ceea ce e urmarea drumului. Arzicit este vorba despre marele istoric Nicolae Iorga. Din ciclul oameni și modele, în această seară, continuăm periplul nostru spunând că pământul acesta românesc este capabil să dăruiască, și modele adevărate. Împreună cu noi se află domnul profesor universitar dr. Ion Ștebaicu de la Universitatea George Barițiu din Brașov, filiala Ploiești. Bine ați venit, domnule profesor. Bună seară, bine vă găsit. Sunteți în premieră la emisiunea noastră și ne face o deosebită plăcere pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Mă bucur pentru asta. Domnul profesor Ion Ștebaicu a scris 25 de cărți, dragi telespectatori. Dintre care, poate cea mai importantă este una pe care vreau să vă prezint, Nicolae Iorga și Partidul Național Democrat în viziunea presei și a documentelor de arhivă prahovene, 1890-1948. Iată o carte extraordinară scrisă de domnul profesor, de invitatul nostru din această seară. Domnule profesor, cam câți ani ați studiat pentru cartea asta? Un an jumătate. Un an și jumătate. Ați cercetat toate documentele prahovene. Și presa prahovenă. Extraordinar. Haideți să începem mm. cu începutul, mm. pentru că ceea ce știți dumneavoastră despre marele istoric român Nicolae Iorga, savan de renume mondial în adevăratul sens al cuvântului. Într-adevăr. Poate că sunteți uh, cineva care cunoaște poate cel mai bine în această țară lucrurile din punctul acesta de vedere. Povestiți-ne câteva dintre momentele principale ale vieții istoricului, dar nu înainte de a aminti, dragilor noștri telespectatori, că noi avem această emisiune din cauza faptului că de curând, adică ieri noapte, să zicem, s-au împlinit exact 71 de ani de la asasinarea uh, Marelui Istoric. Uh, o să ajungem și acolo să vorbim despre lucrul acesta, dar uh, acestea este unul dintre motivele pentru care îi dedicăm această emisiune. Povește-ne câteva lucruri despre copilăria, despre nașterea, uh, tot ceea ce înseamnă primii ani. Da, vă mulțumesc mult. Nicolae Iorga, Marele Istoric, istoricul nepereche, mare personalitate, europeană, mondială, nu exagerăm cu nimic când spunem așa ceva. Nicolae Iorga s-a născut în noapte de 5 spre 6 iunie 1871 la Botoșani. A mai avut un frate mai mare ca el, a făcut școala primară la Botoșani, și cursul inferior al liceului Laurean din Botoșani. În continuare a plecat la Iași, unde a făcut cursul superior al liceului. A crezut că așa e mai bine, având în vedere alt climat, altă atmosferă la Iași, atmosfera intelectuală. După terminarea liceului, s-a înscris la facultatea de specialitate, de istorie, de filologie, de limbi clasice de la Universitatea din Iași. Cu dispensă de la Ministerul Învățământului, a terminat facultatea într-un an, în aproape doi ani. Într-un an și ceva. Ani ani. În aproape doi ani. Cei patru ani i-a făcut în aproape doi ani. A dat toate examenele în aproape doi ani. A fost formidabil. Precoce, formidabil. Până atunci n-a sărit mai multe clase de liceu? Nu, nu, nu. nu, nu Doar nu, facultatea nu, nu, a pornit-o facultate cu aplom. A făcut-o în aproape 2 ani de zile. Toate examenele le-a dat în aproape 2 ani de zile. A susținut bacalaureatul cu asistență, cu public, în sală, <laughs> în aplauze. A fost formidabil. A vorbit toată presa ieșeană despre acest mare succes. Se anunța deja un geniu al poporului român. Un adevărat geniu al poporului român. După terminarea facultății, a făcut o vizită la Ploiești, a făcut o vizită la București și a fost numit profesor de limba latină la Ploiești, la renumitul liceu Sfinții Petru și Pavel. Dar între timp, printr-o înțelegere între Odobescu și h a obținut o bursă pentru studii în străinătate. Cam pentru... câți ani avea? Păi avea 20 de ani. 20 de ani? 19 profesor. ani, 20 de ani. Și a plecat în străinătate. Unde a plecat? A plecat în Franța, la Paris. Stăpânea la... limba franceză? Stăpânea perfect nu numai franceza, ci și alte limbi străine a fost un mare poliglot, a fost un uriaș și în această privință. La Ploiești el n-a mai predat niciodată, apare numai în scriptele școlare, apare numai în arhive. El nu s-a deplasat la Ploiești să fie profesor la acel liceu, pentru că a plecat la străinătate. Și a făcut studii în Franța, la Paris, școala practică de la Paris, după care a trecut în Germania, la Berlin. Deci știa și limba germană. Știa și limba germană. După Berlin, la Leipzig, unde a făcut doctoratul. El se specializase, dacă putem spune așa, în limbi clasice. Dar l-a atras foarte mult istorie. Și a făcut un doctorat în istorie și în filozofie. Conducător de doctorat, renumitul istoric german medievist, Carl Lamprecht a terminat doctoratul cu Brio la Leipzig, la Universitatea din Leipzig și a revenit în țară. Revenind în țară și au, a propus... Am o problemă, domnule profesor. Să zicem, să, să înghețăm puțin timpul acum. Da? Doctor la Leipzig. Ce determina în acești mari... Uh, oameni de cultură, întoarcerea în patrie. Vedeți noastră? Mihai Minescu la fel, face studii, se întoarce în țară. Ioan Slavici face studii în străinătate, se întoarce în țară. Uh, ai noștri tineri care pleacă astăzi în străinătate, unii dintre ei uh, poate capacități extraordinare, documentare în informatică și așa mai departe, toți aleargă pentru a dezvolta un, un, o viață în străinătate, în afara granițelor țării. ce întorcea pe oamenii ăștia în țară? Legătura cu pământul românesc. Strânsa legătură cu pământul natal, cu locul natal. Nu cu începeau să se ducă, să facă studii și să... În niciun caz. Ei erau români până la moarte. Se pregăteau în străinătate pe linia pașoptiștilor. Am uh, un citat din cartea noastră și vreau să vă întreb cât de veridice vi se par cuvintele. Citați pe doamna Natalia Negru, fostă soție a poeților Ștefan Octavian Iosif și apoi Dimitri Angel, care publică la 50 de ani de la nașterea lui Nicolae Iorga un super medalion cu titlul Nicolae Iorga. Și chiar. ea spune așa. Geniul lui Mihai Minescu a izbucnit fără veste în mijlocul nostru, zugrăvind și răscolind sufletele până în cele mai tainice profunzimi. Ca un astru a lăsat o dungă de veșnică lumină la care de-a purul cei aleși se vor sub virtutea căreia a fermentat și celălalt geniu, tot atât de măreț, dar cu mult mai complet și mai fecund. Nicolae Iorga. Sunt exagerate aceste cuvinte? Nu, nu, deloc. Nu sunt. Sunt cele mai potrivite cuvinte, făcute de Natalia Negru. Pentru marele savant care a fost Nicolae Iorga. Se întoarce de la... din Germania. Doctor... La 23 de ani, imediat este promovat pe un post de profesor universitar. Provizoriu și după aceea titular. La Universitatea din București, pentru istoria universală. Inclusiv, sigur, istoria românilor încadrată în istoria universală. El n-a conceput niciodată să separe istoria românilor de istoria universală. Istoria românilor, considerarea este o parte foarte importantă a istoriei universale. Acolo a predat până la ieșirea la pensie. Cum tratează Nicolae Iorga cartea? Cum tratează învățarea? Probabil că el reușește așa de multe lucruri pentru că este o capacitate deosebită. Dar totuși, mă gândesc că o limbă străină învățată, indiferent cât ai fi de capabil, necesită timp, necesită abnegație, dăruire. Să ajungi profesorul universitar la 23 de ani, la fel, oi fi genial, dar totuși ai nevoie de cunoștință, ai nevoie de preocupare pentru asta. Cum trata Nicolae Iorga? A fost o minte uriașă, o mare minte de intelectual. A surprins foarte bine și a prins foarte bine tot ce, ce trebuia să prindă. A citit foarte mult. Păi programul lui dintr-o zi la Paris. Vă rog să ne spuneți că e foarte important. Dimineață. Sculare. Trezirea. Prima grijă. Frunzărea din diferite cărți să rețină unele citate, unele idei pe care le avea el acolo în camera lui. După momentul ăsta urma momentul peregrinărilor pe la, pe la anticariate. Pe malul Senei erau anticarii. Și acolo el zăbovea să vadă cărțile rare pe care nu le știa, presă, ziare, reviste, cumpăra, poate mai puțin, cu banii nu stătea, poate prea bine, sau nu cumpăra. Dar era momentul doi. În continuare, după masa de prânz, sigur, la bibliotecă. La Biblioteca Națională, la Biblioteca Universitară, la Marele Biblioteci din Paris. Asta făcea până seara. Seara din nou la cameră, din nou studia și iar studia și era o zi foarte încărcată. Acesta a fost Nicolae Iorga. Da, vă invit să-l urmărim într-un discurs, domnule profesor. Printr-un concurs de împrejurări fericite, personal am fost foarte dornic să-l aud, vorbind, să-l văd. Iată că tehnica ne-a rezervat... În această seară, două materiale video cu marele istoric și marele savant de renume mondial, Nicolae Iorga, apoi ne vom întoarce la opera marelui maestru, putem să-l numim și așa, dar în primul rând vom vedea un discurs de un minut și jumătate care cred că este genial. Să-l urmărim împreună. Premiul Nobel l-ar fi bine meritat și Nicolae Iorga un cărturar genial, mereu actual. Țara noastră are înainte de toate o datorie, aceea de a munci. S-a muncit prea puțin, s-a muncit prea răzleț. Munca adevărată și spornică nu se poate face decât prin solidaritatea națională. Orice încercare de a rupe solidaritatea națională este un păcat față de această țară și față de acest neam schimbări mari, revoluții se fac după ce o națiune a îndeplinit rostul ei istoric. Noi suntem însă numai la începutul acestui rost. Și foarte multă vreme nu ne se cere altceva decât unirea tuturor puterilor pentru a face isprava care se așteaptă de la noi. Să nu confundăm anumite greșeli și păcate ale clasei de sus cu datoria de a răsturna împreună cu dânsa și țara și neamul. Munca este cel mai potrivit dezinfectant a tuturor neajunsurilor morale. Atunci când toată lumea muncește, prin muncă se face o săbire. Între acela care înțelege să ridica și a să menținea fără muncă și între aceia a căror munca aduce după dânsa totdeauna o răsplată muncă, bună înțelege. Acesta este programul de astăzi și de oricând pentru nația noastră. N-are nicio schiță. N-are niciun complex. îmi place graiul lui marcat un pic de atmosfera bucovineană în care a crescut. Bimemolo, acela frumos. Așa. Îmi place până și erul lui pe care îl rostește puțin uh, diferit. Uh, munca este cel mai potrivit dezinfectant auziți? Munca și ar, munca și ar, munca. El nu este un fariseu. El vorbește din e proprie foarte experiență. Foarte sincer. El vorbește din proprie experiență. Uh, întrebare. Contemporanii lui l-au tratat ca atare, în ciuda faptului că totuși a ajuns la 23 de ani profesor universitar l-au respectat ca atare, l-au uh, uh, recunoscut geniul în el sau nu prea? Au recunoscut geniul el, sigur că i-au recunoscut că a fost o mare valoare, sigur că au fost și invidii, sigur că a fost și ciupit, să spunem, criticat uneori, dar în privința faptului că el a, s-a introdus și în politică și a făcut un partid politic care n-a fost un mare partid politic, în prima parte, după ce a venit din străinătate, el a avut o mare contribuție la pregătirea Marii Uniri. Asta trebuie, nu trebuie uitat niciodată. Pregătirea sufletească, spirituală, culturală, ba chiar și politică, îi se datorează lui. Pregătirea făuririi României Mari din 1918. A fost director la semănătorul, a întemeiat marele lui ziar Neamă Românesc, o editură, o tipografie și apoi o editură la Vălenii de Munte și s-a mutat sezonier, vara, nu cu familia, se mutat la Vălenii de Munte. De ce Vălene de Munte? Poate s-a întrebat cineva odată. Vălene de Munte nu era un orășel industrializat. Era natură, era... Era fără poluare. Vălene de Munte era pur românesc. El a dorit asta foarte mult pur românesc. Văleniu de munte era un oraș așezat la granița cu Transilvania. Ochii lui se îndreptau de regulă dincolo de munți, înspre Transilvania și înspre Bucovina. Așa se și explică faptul de ce a întemeiat el Universitatea Populară mai târziu Nicolae Iorga de la Văleniu de munte. Pentru că prin această universitate creată în 1908, un adevărat focar al culturii românești, orașul devenind o adevărată cetate a culturii românești, au contribuit cu totul, cu toți invitații pe care i avea acolo, de la Xenopol și până la Tachia Ionescu, și până la Argetoianu, cu care a guvernat mai târziu, și care au ținut cuvântări, intervenții formidabile de la pupitrul acestei universități de la Vălâni de Munte, toți au contribuit la făurirea României mari până în 1918. După 1918 însă, era un alt palier, un alt scop. Nicolae Iorga a contribuit prin universitatea aceasta și prin întreaga lui activitate la consolidarea României mari. Că trebuia, Avea consolidat. Nebune, era, trebuia consolidat câștigul acesta. Ce mă fascinează pe mine la aceste mari personalități este faptul că sunt atemporale. În ce sens? <cute> Vezi, discursul pe care tocmai l-am auzit. Nu știu, parcă este în 2011, se adresează clasei muncitoare românești și clasei politice, clasei politice românești. românești, Se adresează studentului, elevului, oricărui om care înțelege că munca este ceea ce ne scoate din impas. Baza. Nu șmecheria, da. nu știu, bani câștigați peste noapte fără ci munca. Munca cinstită, munca cinstită. și, cu, și rodnică, cu rezultate. Că altfel nu se poate face nimic. De fapt, în, în contextul acesta, cred că Nicolae Iorga se se armonizează cu ceea ce spune Sfânta Scriptură. La un moment dat, Apostolul Pavel spune, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și în contextul acesta, el pune accentul pe, pe muncă. Munca, de fapt, este o, o poruncă divină. Sudoarea feței tale să-ți câștigi pâinea, a zis Dumnezeul lui Adam. Nu este decât genial acest discurs, după părerea mea. Și o să mai ascultăm unul peste câteva momente. Până atunci vreau să vă întreb, după Marea Uniune de la 1918, ce rol ocupă Nicolae Iorga în consolidarea României Mare? În primul rând, pe linia culturală, pe linia cercetării științifice, pe linia reuniunilor de la Vălene de Munte. Sigur că el a încercat și pe linie politică, dar guvernarea lui din anii 31-32 n-a fost o guvernare reușită. Acesta nu vrut să vă întreb. Se zice că marile personalități nu au flair politic, de aceea hai să-i lăsăm pe cei care nu prea au nici școală, cei care sunt oportuniști să conducă. Sunteți de acord cu această idee? că marile personalități ale României, cum au fost Nicolae Iorga sau Octavian Goga sau știu eu, alții care au fost pe la guvernare, nu, nu se pricep. Se zice chiar și despre Andrei Pleșu, să zicem, că, domnule, un om extraordinar, dar la politică nu. Sunteți de acord cu această idee? Nu, 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 nu este. Pentru exact. că ei se pricep, sigur că se pricep la politică. Nu se poate să nu se priceapă asemenea capacitate. Nu se putea să nu se priceapă. Dar ghinionul a fost că a guvernat în perioadă grea, perioadă de criză economică. Perioada 29, nu, 30, 31, 32, el în guvernare și apoi criza până în 33. Ăsta a fost ghinionul respectiv. Și apoi el s-a înconjurat și niște oameni, sigur, de oameni capabili, oameni potriviți pentru guvernare, dar nu întotdeauna l-au ascultat pe Nicolae Iorga nu întotdeauna au respectat indicațiile pe care le făcea, le, făcea, le, le dădea Nicolae Iorga. Și apoi să nu, mai, să nu uităm faptul că el a guvernat împreună cu Argetoianu. Constantin Argetoianu era un mare vulpoi al politicii românești. De din n-am dus lipsă, nu? Un viclean, un bun, un bun politician. Era nu, omul care putea să facă orice. El a fost și ministru de externe, a fost ministru de finanțe, nu? a fost prim-ministru în vremea lui, în vremea mai târziu. Nu s-a înțeles întotdeauna cu Nicolae Iorga. Și guvernarea lui n-a fost o guvernare reușită. Pensiile și salariile nu s-au plătit la timp și a avut probleme cu aceasta. Aș folosit el niște cuvinte cam nepotrivite atunci, Nicolae Iorga, în legătură cu pensiile și salariile. Nu? Da, până la urmă, sigur, lucrurile s-au rezolvat. Dar Nicolae Iorga a demisionat. A demisionat și a venit altcineva la putere și nu știu cât mare lucru a făcut și, și Alexandru Vaida care a venit în continuare la putere. Adică Partidul Național Țărănescu, Iuliu Maniu și așa mai departe. Perioada anilor 1931-1940, când <sus> Are loc asasinarea Marelui istoric. Prin ce se caracterizează într-un mod special? A sporit opera lui științific. Am putea spune... Povestiți-ne de marile sale, opele, de, de volumele. Cât a scris Nicola Iorga? Care sunt cele mai importante? El a, a scris și a publicat în timpul sigur, în timpul scurt al vieții sale, pentru că la 69 de ani el a fost asasinat, a scris 1250 de cărți și de broșuri. 1250. Când zicem broșuri, sigur putem spune că erau și unele din ele cărți, pentru că aveau niște idei și acolo în broșurile, în cărticelele mai mici. 1250. 1250. Într-o eră în care nu se scria la computer și nu se scotea imediat la imprimantă. A scris 25 de mii, atenție, 25 de mii de articole, cronici, recenzii, portrete, etc. 25 de Pe mii. Pe lângă cele 1250. Pe de lângă 1250 de cărți a mai scris 25 de mii de articole. Unele le dicta, le dicta direct secretarilor lui aceste aceste articole, pe care le-a publicat în neamul românesc, în revistele lui și așa mai departe. O operă uriașă, este inegalabil. N-a mai scris nimeni ca el așa, o asemenea operă uriașă. Și mă întrebați de perioada aceea. Perioada aceea este perioada când el își completează opera. Este o perioadă dificilă însă, pentru că trupele invadatoare deja hlăduiau prin Europa. E vorba de trupele hidreriste. El a fost un antifascist? A fost un antilegionar? Băi, de aceea și pățit-o. Aș pățit-o după aceea că a fost asasinat a fost asasinat de legionari. Până la asasinare. Haideți să vorbim despre vârsta la care apar primele publicații. Păi, el publică încă de când era la doctorat în Franța. A publicat primele articole. La, la doctorat în Germania scuzați, După 20 de ani, După, da. Au publicat primele articole. Dar publică apoi primele cărți. În 1905, el publică la Gota, la îndemnul profesorului lui, nu-și împreună cu ei, prim, publică prima mare sinteză, Istoria poporului românesc. În limba germană. Tradusă apoi și în limba română. Adică a scris direct în germană și apoi, apoi se traduce în limba română. În limba română. A mai scris după aceea marele lui sinteze, istoria Imperiului Otoman, după Cantemir este cea mai importantă. Cantemir a scris primul, istoria Imperiului Otoman. Și după aceea, mare lui sinteză de 10 volume, istoria românilor, în 1936-1940. O istorie, o, 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 10 volume în care el tratează în in integru, am putea spune, istoria poporului nostru în limba franceză, nu, și în limba și în limba română. Sunt traduse aceste cărți? Unele da, unele, unele nu. nu, Nu unele nu. nu. opera lui Nicolae Iorga a fost pusă sub brog, dacă spunem așa, după 1948. De către comunist. De că în regimul comunist, în sistemul comunist. De ce? Ce avea Nicolae Iorga? Pentru că Nicolae Iorga a fost considerat un naționalist. Bun, dar el a murit tocmai pentru că s-au opus legionarilor care uh, erau cu hitleriștii, iar comuniștii s-au opus hitleriștilor, adică ar trebui să fi fost, ar fi trebuit să Să vă fi dau fost. un exemplu. Da. În 1978 eram eu președintele Comitetului de Cultură și Artă la județul Prahova și inițiasem reluarea cursurilor Universității Populare Nicolae Iorga. Puseți-le întrerupte. Și le-am reluat în 1970. Ați primit aprobare pentru asta? Am primit aprobare, dar ce-am pățit? în 78, deci numai la câțiva ani, am scos împreună cu colaboratorii mei o ediție specială a neamului românesc, ziarul lui de suflet. O ediție specială în care s-au publicat, sigur, articole de istorie, de cultură, dar s-au introdus și câteva aspecte legate de sistemul de atunci, cu realizările cu că nu se putea, a. nu puteam publica altfel. Decât așa n-au apărut decât cinci numere din acest ziar din al neamului românesc. Cinci numere. Pentru că cineva de la Vălenii de Munte, un informator, de la zisul Comitet Central, alt informator sau, mă rog, un activist, un ilegalist, să zice, a suflat, a spus la înălțimea respectivă dictatorului de atunci și se spune că personal dictatorul a dat, a dat telefon și a interzis neamul românesc. N-a mai apărut ziarul. Dar care era motivul? Motivul a fost următor, că a fost o anchetă întreagă. Eu am fost pedepsit pentru asta. Am primit vot de blam și colaboratorul meu de atunci de la ziarul flamora Prahve, redactorul șef, Nicolae Stoian, îl chema, regretatul Nicolae Stoian, am fost pedepsit pentru asta. Și uh, ziarul a fost interzis pentru că Nicolae Iorga a fost acuzat că a fost... Uh, antisovietic și anticomunist. Era antisovietic și anticomunist, după părerea noastră. Să spunem că la un comunism, păi el n-a agreat comunismul. Nu putea să-l agreze comunismul. Dar antisovietic a fost. A fost antistalinist. pe ce motive? Pe motive de Basarabia și de Bucovina. Clar, el era bucovinean. Sigur, da. Și Basarabia și Bucovina. Și din aceste motive, pe aceste motive, sau din aceste, din aceste motive, a fost interzis ziarul neamă românesc. N-a apărut decât cinci numere. Am pățit-o rău atunci. Ați fost cu vot de blam, ziceți. și Ce Ce -a, a trebuit asta? să mă transfer la UPG, la Universitatea Petrol și Gaze, pentru că în funcția de, președinte la Comitetul de Cultură nu mai puteam sta. Nu m-au eliberat, nu am fost scos din funcție. Dar am simțit eu că nu mai puteam sta în continuare. Și -am, am ținut concurs de conferențiar la Universitatea Petrol și Gaze și uh, am predat acolo timp de 35 de ani. Deci vi s-a tras uh, cu consecințe dragoste față de Nicolae Iorga. Da, 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 cu consecințe, cu consecințe. Vă propun să-l mai ascultăm uh, într-un material care este la fel <coughs> extraordinar, în care vorbește despre tranziție. Am rămas foarte foarte mirat că tranziția lui Iorga se potrivește la fel ca o mănușă pe mână și tranziției noastră în care suntem, de 21 de ani, iată, 22, acuși, așadar să, să ascultăm, vă rog să ascultați cu mare atenție aceste gânduri, aceste, probabil că este o, o, un discurs radiofonic, uh, ilustrat uh, video, de aceea puteți să vă și notați câteva lucruri importante, dragii telespectatori. Faptul către civilizație poate fi pentru un popor o foarte mare primejdie, dacă uită două lucruri, ce are, ce poate. Tradiția poate fi uitată, dar ucisă, nu. Dacă e să taie drumul în clasele de sus, ea rămâne să se adâncește tot mai mult în cele de jos. Să vine un moment când o nație ruptă în două prin direcții opuse în clasa conducătoare, care nu mai poate conduce, fiindcă nu întrege poporul, sunt în clasa muncitoare, care nu se mai poate ridica, pentru că drumul e firesc a fost închis. Admira o civilizație străină că de respect. E o datorie. A o imita fără schimbare, e o umilință, și una fără folos. Popor civilizat este acela care a ajuns să satisfacă sănătos, armonios, nevoile sale cele adevărate, înălțate către un ideal care împlege cerințele vieții elementare și biruie egoismul individual. Am avut în alte împrejurări o adevărată civilizație patriarcală. Rămâne să atingem adevărata civilizație modernă. Ea singură ne va permite să dă glasul nostru în concertul popoarelor civilizate, fără ca el să sune fals sau pretențios. A fost multă vreme, prea multă vreme, uimit, fetecat, câștigat și robit de strălucirile depărtate ale marilor civilizații europene. Și sigur că e cald în loc unde arde focul, de la care și pentru noi s că se va scântei în negru nou. Dar e așa de lungă și de grea calea până la vatra unde e lumina întreagă și căldura bună. A admira o civilizație în schimbare este o datorie, dar a o imita întru totul este o slăbiciune. Așa masă. este. Putem prelua dar nu imita. Domnule profesor, un geniu, un geniu care pur și simplu cred că deschidea gura și spunea numai perle. Iată ce spuneau unele personalități, dacă îmi dați Vă voi. rog, vă rog. Personalități române și dar poate avea și europene despre Nicolae Iorga. Da. Iată ce spuneau. Nichifor Crainic. Marle poet al închisorilor, practic. El, Nicolae Iorga, a apărut în mijlocul lumii românești cu mirul profetic pe bolta frunții. Iar profeții sunt în dezacord și în vrăjmășie cu contemporanii lor. Când toate patimele se vor potoli, suflarea românească va înțelege că dacă există pe pământ o Românie mare, ea a trăit întâi în gândul lui, al lui Nicolae Iorga și dacă a existat o generație de eroi și de martiri care au făcut-o, această generație era modelată după chipul și asemănarea lui. El e cel care a anticipat și el e anticiparea României Mari. Nichifor Craini. Academicianul Dan Berindei. Este Personal... un invitat al postului de televiziune Speranța TV, domnul da. Vă rog. Personalitate complexă, unică în originalitatea ei. Nicolae Iorga se detașează puternic dintre semenii săi, impunând respect și admirație. Inteligența sclipitoare, puterea de muncă rar întâlnită, capacitatea de acumulare, de păstrare și sistematizare informației științifice, caracterizează activitatea acestui mare cărtorar. George Călinescu Nu este cu putință să alegi un domeniu, oricât de îngust și de umblat din istoria română, fără să constați că Nicolae Iorga a, fost pe a trecut pe acolo. Asta am citit și eu. George Brăteanu, un alt mare istoric, nota că nu este o singură latură a istoriei naționale în întreaga ei desfășoare, în timp și în spațiu înăuntru hotarilor țării și în afară de ele, în care să nu călcăm pe un pământ a cărui brazdă el, Nicolae Iorga, a tras -o. Domnul profesor universitar Iorgie Buzatu, de la Iași. În panteonul civilizației române și universale, Nicolae Iorga reprezintă o culme. S-a asociat adeseori numele lui a celor ale genilor renașterii, sau ale veacului luminilor. Apropierea era meritul de a contura dimensiunile unei personalități care a idoma antemergătorilor cu care a com e comparat, a dominat viața spirituală și politică a timpului în care a trăit. În această privință, Nicolae Iorga poate fi cel mai curând asemuit cu Voltaire. Eu cred că a fost peste Voltaire. Mario Roc, dintr-o dintr privință din care o să vă spun, dar citiți-ne despre Mario Roc. Mario Roc, lingvist și filolog francez, prieten cu Nicolae Iorga. în decembrie 1940. Știrea asasinării confratelui nostru ne-a parvenit prin radio încă de joi, 28 de noiembrie. Am sperat la început că vestea va fi dezmințită și nu v-am comunicat într-o ședință de a doua zi. Se adresa unor. Colegi de lui. Speranța noastră a fost însă zadarnică, nici vârsta lui Nicolae Iorga, aproape 70 de ani, nici cei 50 de ani de activitate științifică și națională, nici patriotismul său sincer și ferbinte, nici demnitatea curajoasă a vieții sale de cetățean, nici strălucirea pe care a dat-o numelui românesc în cercetările științifice, nu l-a putut feri de monstruoasa asasinare din noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1940. Henri Fossilio, istoric și crit de artă din Franța, refugiat în Statele Unite, cuvântare ținută la postul de radio în New York în decembrie 1940. Ne îndreptăm spre viitor, mergând printre morminte. V-ați vărsat sângele pe câmpuri de bătălie acoperite de cadavre de oameni tineri. Mâine, evenimentele și așa mai departe masacrul îngrozitor de la București smulge Franței și României câteva dintre forțele cele mai mari și cele mai pure, printre care și Nicolae Iorga. În fine, Nicolas Noghi Talavera, istoric american, provenit din România, în SUA, în 1980, într-o vizită la Institutul de Istorie Nicolae Iorga. Nicolae Iorga a fost un fenomen extraordinar, care se naște rar, o dată sau de două ori într-un secol. A fost primul intelectual român de formație mondială, întemeitor și fondator adevărat al istoriografiei române. Și așa mai departe. Domnule profesor, două întrebări. Mi-au venit în timp ce dumneavoastră scriați sau spuneați ceea ce a scris alții. Prima întrebare. Care credeți că este cel mai mare merit al lui Nicolae Iorga? Faptul că s-a născut cu astfel de capacitate sau faptul că și-a folosit această capacitate la maximum? Și una și alta. Și una și alta. Și una și alta. S-a ca... cu această capacitate. Care credeți că ca a balansat -a mai mult? Vedeți, sunt foarte mulți oameni talentați care se nasc cu anumite capacități pe care nu și le pun la lucru atât de mult. El și-a pus-o valoare. Și-a pus-o în valoare. Această capacitate formidabilă. Sau poate e... și le folosesc în rău, nu în bine. Sau în rău. Sigur că ei. da. El a folosit numai în bine. A doua întrebare. Știu că a făcut o vizită și în America. Cum s-au raportat americanii la Nicolae Iorga? Nicolae Iorga era atunci rectorul Universității din București. A primit o invitație de la România din America, împreună cu soția, a făcut o vizită de câteva luni de zile. A fost primit în triumf în universitățile americane. A fost... Iar s-a întors înapoi. S-a revenit în România și a continuat activitatea în România lui. Dacă ar fi rămas, poate n-ar fi murit așa de repede. Da. S-a apropiat destinul. Da, eu am probleme cu destinul. Spuneam că e, îl consider mai mare decât Voltaire, pentru că, din cât cunosc și din discursurile lui și așa mai departe, cred și dumneavoastră trebuie să ne confirmați lucrul acesta. Cred că Nicola Iorga a fost un iubitor de Dumnezeu și un om credincios. E adevărat? Nicolae Iorga a fost un mare creștin ortodox. L-a iubit pe Dumnezeu. Era apropiat de Dumnezeu. Să vă dau doar un exemplu. Vă rog. Când jandarme din Ploiești i-au găsit cadavrul în dimineața zilei de 28 noiembrie, la Strejnic, după ce l-au ucis uh, legionarii, l-au găsit în poziția aceasta. Cu mâna asta aici și cu asta așa. Înseamnă că el s-a închinat în fața gloanțelor. Înainte de a fi împușcat, el s-a închinat. Era ortogos. Și a făcut rugăciunea. Pentru... Și a făcut rugăciunea. Așa i-au găsit mâinile. Un, unul din jandarmi. Așa i-au găsit. Uh... Povestiți-ne exact despre momentul dispariției de Marelui Istoric, pentru că probabil că sunt uh, lucruri importante pe care trebuie să le știm. Ce s-a întâmplat? Mai avem uh, un sfert de oră aproape de emisiune. Ce s-a întâmplat în uh, seara de dinainte? Dacă bănuia ceva? Care era climatul politic uh, în care își desfășura ultimele zile ale existenței? Nicolae Iorga a fost uh, scos din învățământ după venirea legionarilor la putere alături de generalul Antonescu a fost scos de în învățământ pentru că era împotriva fascismului. Da. Și pensionat. S-a mutat cu familia la Vălenii de Munte. A venit cu tremurul din 1940. Și casa de la Vălenii de Munte a suferit niște dărâmături, s-au dărâmat ceva. Și atunci el s-a mutat cu familia la Sinaia. Avea acolo o vilă o vilă o căscioară în strada Codrului. De acolo l-au luat legionarii, comandoul de legionari, în după amiaza zilei de 27 noiembrie. Sper că n-am zis iunie înainte, nu? nu Am zis noiembrie, -am da. 27 Am noiembrie. 27 noiembrie, da. 27 și 28 noiembrie. noiembrie, Dimineața zilei de 28 noiembrie. L-au arestat acolo, l-au ridicat în mod pașnic, punem cuvântul pașnic între ghilimele, nu l-au bruscat, nu l-au torturat. Erau și alții acasă? Era doamna acasă, soția și fica. Și fica lui, una din ele, una din fiicele lui. A fost urcat într-o mașină și se pare că a fost purtat toată noaptea în jurul lui, ca să dea impresia că este dus la București. Să fie supus unui interrogatoriu. Că asta a fost pretextul I s-a spus de ce Iată pentru ce Veți fi supus unui interrogatoriu la București Dar el a fost plimbat în jurul ploieștiului Se pare că l-a dus și până la Văleni Dar am citit undeva că el cam știa deja Că nu Pre... va mai Este ultima seară Presimțea Presimțea, Presimțea. Se pare că a dus, fost dus într-o comună În apropierea Vălenilor La Teișani și se pare, iar, zic mereu, se pare pentru că nu suntem prea siguri, că a fost judecat acolo, în casa unui legionar. Și acolo s-a hotărât condamnarea la, condamnarea la moarte. Au revenit la ploiești. Nu mai știm amănunte ce s-a întâmplat. A fost împușcat în mașină sau în afara mașinii. Unii spun așa, alții spun altfel. Și a aruncat cadavrul, s-au împușcat acolo, chiar în în șanțul de lângă Comuna Streșnic, s -a, s -a, din s -a, s -a. apropierea Ploieștiului. Iar se pare că toată această acțiune a fost condusă, condamna, con comandată și condusă, se pare însă, nu știm precis, de Horia Sima, comandantul uh, Mișcării legionare, legionare. Și iar se pare că Horia Sima s-ar fi aflat chiar la Ploiești, în noaptea respectivă. Dar tot așa spunem, se pare. Și așa a fost a, sfârșit mare, marele istoric Nicolae Iorgă. Jandarmii l-au găsit dimineață, la ora 7, 7 și 7 i-au găsit cadavru, l-au urcat într-o camionetă, într-un sicriu, l-au expediat la București, l-au dat în primire familiei care l-au mormântat la cimitirul Belu. Așa a sfârșit această mare capacitate intelectuală a poporului român. O întrebare de la un trestator din America. Ghiță Moldovan, domnul profesor a spus că a avut ghinion că a guvernat în timp de criză. Dar eu cred că a fost tocmai perioada cea mai potrivită ca un astfel de om să guverneze. Dacă pui unul slab în timp de criză, ce te faci? Ce putem să spunem? Condițiile astea au fost atunci. Criza i-a dat... Eu cred, eu cred că slăbiciunea guvernului Iorga a constat tocmai în, în tandemul cu... Cu Argetoian. nu peste părerea mea personală. Împrumuturile pe care le-au făcut, greutățile pe care le-au avut, cu plata salariilor, cu plata pensiilor și nu au rezistat. Guvern care n-a rezistat. Câți copii a avut Nicola Iorga? 11. 11 copii? Cu două soții. Uh, câți băieți, câte fete? Patru băieți și cinci fete. Nici unul nu i-a... Uh... Nu. Nici unul s-a ridicat la nivelul lui. Deci patru băieți și șapte fete. Nici unul s-a ridicat la nivelul lui. Nu. Descendenți mai sunt din familia Iorga? Parcă în Italia mai e ceva. Parcă în România nu da, nu, sunt nu, nu. Ultimul valentin Iorga, l-am cunoscut la Valenii de munte, uh, și a murit între timp, nu mai trăiește nici el. l am, l -am cunoscut personal la Valeni de munte. Un nepot probabil. Nu, fiul, un, fiu, un fiu, un valentin Iorga. Eu l unul de cei personal. Mici, mici dar l-am cunoscut cu personal. Domnule profesor, emisiunea noastră se intulează oameni și modele. Pe lângă <hânt> tot ceea ce ați spus, în ce aspecte credeți că ar fi un model, Nicolae Iorga? Prin muncă, muncă tenace, prin conștiinciozitate, prin disciplina muncii, ca să revin iar la muncă? Prin dăruire, pentru istorie, pentru carte, pentru țară, pentru popor, nu sunt vorbe mari. Eu zic că sunt vorbe adevărate. Mai ales pentru țara aceasta pe care el a iubit-o atât de mult și pentru credința în Dumnezeu. Văd că aveți pe masă o învelitoare foarte interesantă, Marea Carte a Ploieștilor. N-ați adus cartea că e foarte grea, presupun. Da, da. Dar această învelitoare, ce, ce rost are? Se vede, e bine, lăsați așa puțin, câteva, câteva secunde Să arătăm și telespectatorilor Editura Ploiești, Mileniul 3, Ploiești 2011 Iată că e proaspătă, miroase a da. proaspătă uh, Și pe partea cealaltă Statuia Libertății din centrul orașului Ploiești Statuia Libertății, rămâneți puțin așa Spuneți-ne, rămâneți puțin <laughs> cu poziția Bun, uh, ce este cu această carte? Ce legătură are cu Nicolae Iorga? Ce legătură are cu dumneavoastră cartea da. aceasta? Marea Carte a Ploieștilor este primul volum din monografia orașului Ploiești. L-am imitat, între ghilimele, pe, pe Sevastos. Sevastos, Mihail Sevastos, a scris o monografie a orașului Ploiești în 1937. Noi am reluat această tradiție a lui Sevastos la Societatea Culturală Ploiești Mileniu 3. Și ne-am propus și am realizat o parte din obiectiv să scriem și să publicăm monografia orașului Ploiești sub această titulatură, Marea Carte a Ploieștului. Câți autori sunteți? 16. 16 autori. În ordine alfabetică sunt am așa, suntem așezați toți pe coperta interioară la această carte. Eu am scris capitolul despre viața politică unde am tratat și personalitatea lui Nicolae Iorga, partidul lui, partidul naționalist-democrat, nu național-democrat, naționalist-democrat, el ținea foarte mult la această titulatură, dar naționalismul acesta că, înțeles în sensul de patriotism românesc, nu naționalismul pe care, care are partea aceea neconstructivă, partea aceea urâtă, pentru că este și o parte urâtă a naționalismului. El a fost adeptul părții constructive, a părții frumoase a naționalismului. De aceea se și vorbește. Și s-a vorbit de spiritul iorghist. Pentru că a existat un spirit iorghist. El există și astăzi, poate în România, poate, poate îndeosebi la ploiești, la Văleni de Munte, pentru că Iorga este considerat un fiu adoptiv al Prahovei. El a fost un fiu natural al Botoșanilor, dar un fiu adoptiv al Prahovei. Și ne-am propus ca în continuare să scoatem volumul 2 și volumul 3 în următorii ani nu pentru această, această monografie care a fost lansată recent în sala Teatrului Municipal Toma Caragiu din Ploiești. Un auditoriu ales, lume multă, bucuroasă, entuziastă, primită foarte bine în prezența Câte fi? tuturor autorităților. Câte volume vor fi? 3. Câte pagini are în volum? 1000 de 1000 de pagini, 3000 de Trei mii pagini de pagini, Trei mii de pagini pentru municipiul Ploiești din eu știu, din preistorie, să spunem așa, până în zilele noastre, până în 2010. Da, aș vrea să vă gândiți la ceea ce am discutat în această seară și ca o concluzie, să ne spuneți poate și alte aspecte pe care nu le am amintit, ceva ce va ieșit în evidență. Ceva pentru tinerii care ne ascultă, poate, în emisiunea noastră? Să spunem despre Nicolae Iorga că a fost, este și va fi un mare exemplu. Un exemplu de urmat de tineri, de noi toți, de poporul român, de europeni. Pentru că Nicolae Iorga era omul prezent în toate situațiile în toate situațiile, a fost prezent în toate situațiile grele ale României și a pus umărul și a pus sus sufletul pentru salvarea poporului român, pentru menținerea României Mari. Dar nu s-a mai putut și s a întâmplat toate ce s-au întâmplat în timpul lui în Regelui Carol al, al II-lea. S-a rupt România mare. Și noi Rupem, avem până în ziua de avem astea. și astăzi încă parcă suntem în vremuri în secolul XIX. Din nou avem două state. România și Republica Moldova. Două state românești. Care ar trebui să se apropie. Văd că mai suferiți mult, pentru treaba asta. Ar aveți trebui așa. să se apropie mai mult, ar trebui să se unească, să se formeze din nou România Mare. Inclusiv nordul Bucovinei. Nu Bucovina de Nord. Că nu-i corect spus Bucovina de Nord. Ci nordul Bucovinei. Pentru că există și Bucovina, există și sud Bucovinei. Bucovina e formată din nord și din sud. Da, nu suntem partizanii postului de televiziune Speranța TV, nu este partizanul unui concept politic, însă cred că ceea ce a făcut și Nicolae Voronin cu dicționarul român moldovenesc e totuși un pic forțată da, așa situația. Este, așa este. Adică vorbim aceeași limbă totuși și da, sunt da. frații noștri moldoveni, chiar dacă se simte suntem amprenta români toți, suntem, suntem români. români. Da, bine, suntem români până în nord, până în est, până în vest, avem români și în Banatul sârbesc, avem români și în Ucraina, avem români și peste tot acum la de Toate granița, granițele, exact, la toate, toate granițele la toate granițe. sunt influențe la de care Nicolae părți. Iorga a fost foarte atent. Și a ținut foarte mult. Mai ales că el provenea din sud, provenea din Munții Pindului, nu? Din lumea românilor. Neamul Iorghiureștelor, spunea el, veniseră de mult în Țara Românească, în Moldova. Pentru că ne îndreptăm spre final, aș vrea să îmi dați voie să citesc câteva dintre cugetările marului Savant, care pot să ne pună pe gânduri. Auziți, un adevărat prost e foarte rar. Îl cunoști mai întâi prin aceea că nu se îndoiește de dânsul. Cel mai mare orator e acela care spune mai puțin și sugerează mai mult. De asta mi se pare genială. Vicleanul e copilul din flori al satanei. Vine o vreme când te cauți viu încă prin morminte. Linia dreaptă e drumul cel mai scurt între două puncte și cel mai lung între două suflete. Cei mai mulți n-au decât puterea cele trebuie pentru a se înfrâna pe sine. Odată însă ce pornesc într-o parte, sufletul lor a ieșit din frâu. Îmi spui că viața era și te cred. Mă îndreți la viața viitoare. Vide acolo. În lauz moartea te cobori înaintea mea, deci sus steagul vieții. Și pe mormânt încă să mi-l împlântați pe acela, și nu sălcile care plâng. S-au văzut vulturi murind de foame, dar niciunul căutându-și hrana la poiata găinilor. Egalitatea o voiești. Învață-te să te înalți, nu să cobori. Apropo de standardul uh, poporului. Scrie cu sufletul tău și recitește cu sufletul altora. Și una care mi s-a părut la fel de genială, în copilăria mea am citit uh, un proverb pe care îl comentează Nicolae Iorga. Zice așa, când doi îți spun că ești beat, du-te și te culcă. La care Nicolae Iorga zice, nu. Dacă ești încredințat în mintea ta că n-ai băut, înseamnă că amândoi sunt beți. Uh, avea avea flair, avea șarm, avea umor. Uh, Domnule Mult, profesor, multă substanță în tot ce spuneți dumneavoastră ci în aforismele astea. Substanță, învățăminte, Îndemnuri. trebuie să mai citim da. din Nicolae Orga. Trebuie să ne preocupăm de marile Nu trebuie spirite. să l uităm niciodată. Marile spirite ale poporului nostru. Vă mulțumesc niciodată. foarte mult pentru prezența în emisiune cu multă în această plăcere. seară. și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi domnul profesor universitar dr. Ion Ștebaicu de la Universitatea George Barițiu din Brașov, din filială Ploiești. Nu uitați că România nu este doar pământul pe care îl călcăm, ci și cerul deasupra ei. Sunt Cornel Drăvășan. Noapte bună.